Bună ziua, dragii mei, sunt Tarotela cu o nouă etalare pentru cei cu Soare, Luna, Venus, Ascendent, Nodul Nord în Gemeni. Sper aceasta să pot să o descarc mai repede decât cea de la Zodia Taului, care durează de ieri. Tot încerc să o descarc și nu se descarcă, iar va trebui să repet. În fine, deci pentru Taur este făcută de ieri, dar din niște motive de internet, de Google, de YouTube, s-a descărcat foarte greu. Sper la voi totuși lucrurile să meargă mai repede, pentru că sunteți o zodie care iubește mișcarea, nu? Haideți să vedem. În timp ce am amestecat cărțile, dragii mei, au venit niște mesaje. În primul rând, de două, trei ori, când am desfăcut cărțile ca să le amestec, am văzut regele de spade și spânzuratul. Regele de spade și spânzuratul. Regele de spade ar putea să vă reprezinte pe voi sau dorința de a fi raționali vis-a-vis sau față în față cu niște sacrificii, cu o stagnare, cu o situație. Însă, nu puteți să fiți raționali când este vorba de spiritualitate, pentru că Spânzuratul este o carte foarte spirituală, este cartea peștilor, a casei a 12-a necunoscutului și nu musai a zodiei peștilor, deși poate să aibă pentru unii vreo legătură, cât a reprezintă sacrificiile. Ori ați făcut sacrificii într-o direcție și acum încercați să înțelegeți de ce stați pe loc, de ce ați făcut sacrificii, de ce v-ați simțit legați, dar aceasta nu se poate înțelege doar pe cale rațională, ci prin acea iluminare care vine pe cale divină, pe cale necunoscută. Așa că, probabil că de două ori, cred că de trei ori, în fine, a fost un mesaj special pentru cineva, da? Cineva tot încearcă să înțeleagă niște chestiuni care țin de spiritualitate. Și acestea nu se pot înțelege decât lăsându-vă în voia lui Dumnezeu. În timp ce am amestecat, au apărut iar niște cărți. Roata norocului invers, stagnare, da? Patru de spade invers. În acest moment mi se pare de bun augur. Și 10 de spade invers. Iar pentru mine 10 de spade reprezintă un proces în care deja vă vindecați și 4 de spade arată faptul că ați găsit niște răspunsuri totuși. Dar, repet, nu pe cale rațională. 4 de spade pentru mine înseamnă eremitul, varianta mică, cel care poate că a fost bolnav, poate că ați fost bolnavi unii dintre voi și vă ridicați din pat, da? Și asta cu ajutorul credinței, poate că ați fost decepționați, v-ați analizat decepțiile, stagnările despre care am zis. Dar, repet, nu e vorba doar de analiză și ordine mentală, ci de meditație, de rugăciune. Vedeți cum se roagă, stai întins în pat și te rogi, da? Se roagă la sfinții săi, la Duhul, la cine consideră acest personaj necesar. Și faptul că a venit invers, mie mi se pare bine. Rămâne de văzut ce va arăta și restul etalării. Sunt mesaje în plus. Iar ați înțeles, ați ajuns la un as de spade, da? Ați înțeles că trebuie să închideți un ciclu de trădări. Și de multe ori trădările acestea vin și pe calea pe noi înșine. Pentru că ne autosabotăm, ne creăm niște așteptări, expectation vreau să zic. Încă mai vin cuvinte în engleză. Deși n-am stat foarte mult în Anglia, dar se întâmplă. Poate pentru că citesc tot timpul în engleză. Îmi vin cuvinte în engleză. Deci ați avut așteptări, toți avem așteptări, da? Ideea este că înțelegeți acum de ce ați stat pe loc. Așa simt. Asta pentru că văd acea sabie sus. La capătul setului de cărți aveți o nouă de cupe. Știți că sunteți nefericiți acasă, unii dintre voi, în familie sau într-o relație de lungă durată sau într-un job, undeva, într-o cultură, într-o tradiție, într-o construcție tradițională, financiară sau de altă natură. E o construcție tradițională, iar este un 10. Știți că sunteți acolo nefericiți. Împărăteasa este invers. Poate simțiți, acum înțelegeți că ați fost manipulați de o femeie, de o soție, de mama copilor, de mama voastră, posibil se întâmplă, chiar citesc un roman acum, da? Dar nu trebuie să citești romane, știm bine că și mamele au felul lor de a manipula, da? Și conștientizați, uitați, 9 de cupe invers, 8 de cupe în poziție normală, știți că trebuie să vă eliberați,
să vă eliberați de această nevoie de stabilitate, care degeaba e stabilitate fizică dacă nu aveți în sufletul vostru fericirea, da? Nouă de cupe, invers, dragii mei. Nouă de cupe. Poate cineva e supărat din cauza că voi sunteți căsătoriți eventual, da? Simte că sunteți manipulați acolo în acea căsnicie de o figură feminină, posibil și asta, da? Dar sunt niște lupte acolo pentru putere și acum înțelegeți, vedeți? Asul de spade, înțelegeți lucrurile. Eu o să, pentru că așa au vrut să vină, eu totuși o să le pun în poziție normală și vedem ce alte mesaje vor mai veni, dacă vine ceva invers, bine, dacă nu, tot bine. Ia uite, 6 de monede, invers, dezechilibru, dezechilibru. Nu o să ai financiar, deși poate să fie pentru unii cât relațional. În timp ce am amestecat celelalte cărți, au mai venit niște mesaje care se leagă, zic eu. Ia uite, 8 de cupe pe care l-am văzut mai devreme și 7 de foc. Iar trebuie să vă eliberați de această comoară, de acest pământ, care, da, ziceți că v-a dat stabilitate, acest pământ. Dar voi nu aveți nevoie de stabilitate, voi sunteți niște oameni curioși, aveți nevoie să explorați, să descoperiți. Măcar din punct de vedere mental, dacă nu chiar și emoțional, că sunteți oameni. Da? Nu înseamnă că dacă aveți planete sau aspecte în gemeni, nu aveți și alte aspecte în semne de apă sau case de apă. Da? 7 de foc. În acest set de cărți îl văd ca pe o dorință de a vedea lucrurile dintr-o altă perspectivă, de a vă deschide al treilea ou și de a anticipa lucruri sau de a avea acces la alte dimensiuni, nu doar la cele pământene. Deși 7 de foc este luptător în sensul că își alege victorile și știe să creeze granițe personale. Ce mai apare? Transformare. Poate că cineva se detașează de voi din cauza că sunteți voi foarte defensiv, posibil, sau ei devin defensiv și din cauza situațiilor pe care le aveți în viață, profesional, familiar, dar sunt niște situații cu care voi vă confruntați și cineva se detașează în cazul în care nu vă detașați voi. Vedeți că poate să fie ori unul, ori celălalt. Dar apare această transformare, numărul 13, știți că e moartea, transformarea, se pune capăt unei situații. Unul încearcă să fie detașat, probabil unul a încercat să fie detașat emoțional, să nu își privească emoțiile și celălalt poate a fost prea idealist. Și uite așa, neconcordanța asta a creat niște ziduri, niște blocaje, care nu pot fi trecute decât prin transformare. După transformare apare 5 de apă. Regrete. Posibil să regretați că nu ați fost mai deschiși către zona emoțională voi sau altcineva. Sau altcineva. Asul de aer iar apare. Înțelegeți lucrurile acum. 3 de pământ. Împărăteasă. Iar. Împărăteasă. Sunt niște secrete. În felul în care comunică această împărăteasă. Mama, soția, mama copiilor. Cum poate exista colaborare când sunt, 3 de pământ, o carte a colaborărilor, când sunt confuzii sau secrete? În felul în care se comunică mesagerul de aer. Pentru cei care aveți o casă, da, aveți o familie. Dar sunt niște regrete. Ale cui sunt ale voastre, ale lor, că n-au știut să comunice? Care ei? Cei care vă sunt dragi și cu care nu puteți fi? Sau cei care v-au manipulat până acum și voi treziți la altă realitate, da? Înțelegeți că v-ați păcălit neapărat. V-ați și manipulat, vedeți niște mesaje. Dar acestea variază în funcție de poziția voastră, de evoluția voastră spirituală. Și de ce aveți soare, ascendent, depinde, da? Lună.
Eventual mai combinați mesajele și cu celelalte etalări. Hai să vedem energia generală în decembrie pentru Gemeni și asta vrea să iasă, da? Ia uite, 10 de pământ. Am văzut mai devreme 10 de pământ, da? Tradițiile. Ia uite. Comoara aceasta pentru care ați muncit atât și eventual ați îndurat. O păziți bine, acel lup. Dar lupul e o figură spirituală, să știți. La capătul setului de cărți, lumea. Posibil încheiați, uite, 4 de aer, iar 4 de spade pe care l-am văzut mai devreme, steaua. Există o tentație în viața voastră. Tentația poate să fie erotică, pasională, sau tentația banilor, da? E diavolul. Ia uite, iar comoară. Sunt mai multe, vedeți unde sunteți. Această tentație trebuie tratată cu seriozitate, adică prin rugăciune. Prin rugăciune. Prin meditație. Și apare lumea. Lumea înseamnă încheiere de capitol, dar rămâne să vedem ce fel de capitol încheiați, de fapt. Pentru că și 10 este tot o încheiere, da? Și am văzut și 10 de spade și am văzut și 10 de monede de mai mult, de două ori, da? Hai să vedem mesaje de la îngeri. Uhuh! Odihniți-vă și relaxați-vă. 4 de spade. Ah, sunt două. Sunteți fără limită? Ha, și ăsta stă iar să... Ah, ce frumos! Ce frumos! Uniunea, ia uite, aveți credință. E credința aceasta. Posibil tentația aceasta să vină sau... Uniunea să vină într-o formă neașteptată, printr-o tentație. Că probabil doar printr-o tentație vă puteți detașa de această construcție la care ați lucrat 10 de monede. Și poate să fie și familie, poate să fie și job, poate să fie și obsesia banilor sau a stabilității. E o tentație. Posibil cineva, o persoană care atrage atenția, vă tentează și vă gândiți la ei. Vă gândiți la ei, posibil să fie și o distanță și pentru acest lucru aveți nevoie de credință. Da? Aveți nevoie de credință că vă veți întâlni, că se va manifesta uniunea inimilor. Și pentru asta trebuie să vă relaxați din stresul ăsta al construcției tradiționale, ca apoi, după ce vă relaxați, după ce vă dați timp la visare, la meditație, Să puteți să simțiți, într-adevăr, că sunteți fără limită și că puteți avea parte de o dragoste specială, de o uniune specială. O să las așa cărțile. Deci acestea, toate, nici nu știu cum să le pun, da? Să nu uităm și pe aceasta care ați văzut și voi, a vrut să vină. Așa. Dragii mei, gemenuți și lumea, da? Lumea. Să vă spun ceva. Hai să vedem. Să amestecăm cărțile pentru gemeni. Soare, luna, uf. Vreți să vorbiți? Geminii nu sunt toți foarte vorbăreți. Depinde. Soare, luna, Venus, ascendent. Nodul nord în Gemeni. Decembrie 2021. Uite, am ajuns și la sfârșitul acestui an. Hai să vedem. Central. V-ați blocat sufletul, dragii mei. Vă rog,
Dar vă rog, deblocați-vă. Ați blocat accesul la sufletul vostru, vedeți mai bine decât mine. Din cauza decepțiilor, din cauza rănilor, am văzut 3 de spade prin 4 de spade, de fapt. Am văzut 10 de spade. Provocarea este, iar posibil o tentație la locul de muncă sau colaborarea. Cum puteți să colaborați? Cum puteți să colaborați dacă sunteți închiși? Da? Poate că ar trebui să meditați, să vedeți cum vă simțiți sufletul uneori în preajma anumitor persoane. Ca să vedeți că totuși cărțile au dreptate. Wow, Regina de Cupe, într-un trecut îndepărtat, mai îndepărtat, mai apropiat de trecut îndepărtat. Regina de Cupe. Posibil, acum depinde ce. Ori nu neapărat semn de apă, nu vreau să zic semn de apă. Oricineva foarte emoțional v-a intrat în viață și din niște motive de tradiții, bani și construcții pe termen lung, lucrurile n-au mers. Și a trebuit să blocați accesul la sufletul vostru și la acea lume emoțională către care erați invitați prin Regina de Cupe. Regina de Cupe e o persoană care hrănește, care e tare sensibilă și romantică. Posibil să fiți și voi, depinde ce planete aveți. Dacă aveți planete în semne de apă, puteți să fiți și voi. Și undeva, cândva, să fi fost foarte sensibili din cauza decepțiilor, să ajunge să vă blocați sufletul, da? Și acum trebuie să vă reconstruiți. Hai să vedem. Uf, în ultima vreme, 6 de spade. O să clarificăm cărțile, evident. Dar 6 de spade este dorința de a călători, da? De a lăsa apele tulburi și de a merge către soare. Într-un fel sau altul, conștientizați că trebuie să alegeți. Să lăsați în urmă niște ape tulburi, niște situații neplăcute și să mergeți undeva într-o zonă în care puteți să sporiți, să creați, da? În viitor îndepărtat apare Regina de Bâte. Au, un prezent? Doi de cupe. Aici este. Repet, o să clarificăm, dar în prezent vă doriți să vă deschideți sufletul. Posibil este o singură persoană sau, da, e cineva. Da, posibil una din cele trei persoane este cea care vă înțelege sufletul, vă simte. Vă aude. Vă aude. Nu vă vede, dar vă aude. Chiar dacă voi aveți sufletul închis față de alții. E o comunicare telepatică. Chiar și la distanță, da? Distanță mare vreau să zic. Sfatul. O, 6 de cupe. 6 de cupe înseamnă împăcare, întâlnirea cu cineva drag, cu oameni din copilărie, din tinerețe sau oameni pe care îi simțiți ca acasă, chiar dacă sunt de curând cunoscuți, adică n-aveți cine știe ce trecut, dar simțiți că aveți un trecut dintr-o, ia uite, Union of Hearts, aveți un trecut într-o altă dimensiune. Exterior îndrăgostiții. Nu sunteți voi. E o persoană îndrăgostită de voi, eventual, sau o persoană care trebuie să aleagă. Interesant. Posibil că sufletul vostru pereche v-a blocat pentru un. Vai! V-a blocat pentru că trebuie să aleagă îndrăgostiți și doi de spade și totuși în sufletul vostru voi țineți la ei chiar dacă există blocaj. Și vă doriți comunicare, comunicare, colaborare și atunci sfatul este faceți ceva. Dacă vreți. Dacă vreți. Evident, e un sfat al acestei cruci celtice. Dacă nu vă place sfatul, iau, te-am găsit un cont de brad. Am pus la voi. Dacă nu vă place sfatul, faceți ce vreți. Ia să lăsăm așa să se vadă, da? Șase de cupe, îndrăgostiții. Cineva simte că sunteți destinul lor, că vă completați foarte bine împreună. Dar clarificăm. De ce vă este teamă? De o aventură, de tentație, că am văzut tentația, da?
Ați vrea unii să explorați sau poate simțiți că cineva vine în viața voastră și vă invită să explorați zone pe care nu le-ați explorat, inclusiv în voi, dar pasiuni, se nasc în voi pasiuni pe care nu credeți că sunteți în stare să le aveți, da? Și vă este teamă de eventual de această latura voastră sau de ceea ce trezește acest personaj, cavalerul de bâte, în viața voastră. Pentru unii posibil, dacă sunteți așa închistați, să vă fie teamă să mergeți înspre ei, să cuceriți această poveste. E poveste de dragoste, Union of Hearts. Este în poziția fricilor. Ce vă doriți, judecata, să renașteți. Am văzut și moartea, transformarea. Vreți să renașteți. Vreți să vă împăcați cu 6 de cupe. Vreți să vă împăcați cu cineva. Așa arată. Adică se leagă sfatul cu judecata, da? Împăcare. Pe de altă parte, vreți să vă ascultați și intuiția. Cu 2 de spade și cu judecata, ați vrea ca, ia uite și aici, tot colaborare, tot împăcare, renaștere, iar colaborare, după o perioadă de blocaj. Poate unul dintre voi a încercat să se detașeze mental din cauza unei distanțe. Am văzut și lumea, aveți și 6 de spade, o distanță, și din cauza distanței a zis, dom'le, nu pot să fiu deschis pentru că e o distanță. Și atunci încerc să fiu mai rațional, cum am zis mai devreme, da? Dar nu-i suficient, adică vreți să vă ascultați intuiția când luați aceste decizii. Eventual schimbare de energie din stagnare în mișcare. Aici este mișcarea, vă este teamă să tocmai voi. Ce reușiți să faceți? 4 de cupe. Sper că nu... Eremitul. Și totuși mergeți înainte. Faceți totuși o călătorie. Comunicați cu cineva. După o perioadă de tăcere, se vede aici, da? Eremitul tăcere, 2 de spade, blocaj, tăcere, da? Din cauza că a fost posibil, a mai fost o altă persoană, da? S-a creat un 3, da? Când sunt 3 elemente, și neapărat persoană, poate să fie jobul, poate să fie alte responsabilități. Când sunt 3, deja e prea mult, știți? Nu mai poți să fii în echilibru. Cum împarți 3 în 2? Nu? 2 se împarte, 1 și 1. 4 se împarte, 2 și 2. 6, 3 și 3. Dar 3 cum îl împarți? Da? Ce reușiți să faceți? Să vă înțelegeți, interesant. Dar... Bă, și numărul 4. E o dezamăgire acasă. Casa 4, pe de-o parte. Acasă e o dezamăgire. Acasă e o depresie, e o supărare. Și vine iar tentația, da? Și tentația așa vi se pare vouă că este, dar acum s-ar putea să înțelegeți că de fapt nu e o tentație. Este o invitație să vă trăiți viața altfel. Da, vreți să mergeți iar. Să comunicați, ia uite, regele de bâte, regina de bâte. Să construiți o relație pasională, nu plictisitoare, regele, regina de bâte. Ia uite steaua. Simțiți că e cineva care vă este predestinat, ia uite, Union of Hearts. Regele și regina, da? Perechea divină și steaua. Personajul acesta este sufletul vostru pereche. Vă vindecă, vă inspiră. Și vreți să mergeți înspre ei, să comunicați. Poate că construcția va dura mai mult, dar măcar comunicați. Și ieșiți. 8 înseamnă transformare, da? Ieșiți, transformați, am văzut mai devreme. Și steaua aici, da? Steaua și tentația, da? Da, vă tentează, dar vă și inspiră, vă și alină. Și acum analizați, de fapt, ce a fost? A fost tentație sau poate, de fapt, nu e tentație, poate e chiar steaua mea. Și atunci
Trebuie să-mi dau eu acces la steaua mea, la destinul meu, la visurile mele. Că am ajuns să mă uit doar în jos, da? Să stau cu, iaute, cu sufletul închis, să mă uit doar în jos sau să nu vreau să văd nimic, da? Concentrat doar pe muncă, pe bani, pe construcțiile acestea tradiționale. Las doar acestea trei, da? Și are legătură. Până acum, etalarea voastră față de altele de-a lungul timpului mi se pare coerentă. Ia uite. Comunicare. Am zis comunicare de aute. A fost o separare. Vai, vai, vai. Spânzuratul invers. Da, vreți să mergeți înspre destinul vostru. Vreți să ieșiți din tradiție și să creați o altfel de legătură nouă. În ce sens? Ieșiți din această plictiseală, oboseală, da? Ce fac? Casă, servici, casă, servici? Nu, vreți altceva. Vreți o nouă relație, o legătură spirituală vreți. Așa văd acum. Marele preot îl văd ca pe o legătură spirituală, nu musai tradițională. Și vreți să alegeți. Să ieșiți din stagnare. Dacă ați stat pe loc, am văzut 7 de monede, 2 de monede, da? Dacă ați stat pe loc, aveți. Cineva vă inspiră. Marele preot poate să fie și un profesor spiritual, steaua despre care am vorbit, da? Cineva vă inspiră în ce direcție să mergeți, cum să vă găsiți destinul. Sper și etalările acestea, da? Dar nu într-un mod riscant. Posibil unii dintre voi nu ați vrut să o luați de la zero cu cineva. Zero invers. Pentru că ați vrut să fiți corecți. Chiar dacă probabil atitudinile voastre nu, sau acțiunile nu au fost înțelese și au adus separare, separarea aceasta s-a produs din cauza că, am zis, regele de, cavalerul de monede, dorința de construcție, există dorința de a construi cu cineva. Și cu cei din trecut de a rămâne în termeni amiabili, eventual, și cu tentația pe care o înțelegeți acum ca fiind parte din destinul vostru. Acea tentație este necesară ca să creșteți. Da? Union of Hearts, uniunea sufletelor, a inimilor. Nu aduce musai, relații tradiționale și sper să reușesc să vorbesc despre lucrurile astea cândva. Dar asta nu înseamnă că nu trebuie să îmbrățișezi sufletul pereche, flacăra geamănă, doar pentru că ești într-o relație, aici este, tradițională ce faci. Da? Ați încercat să fiți corecți, da? Unii dintre voi. Bine, că unii zic că nu, că alții zic că da. Eu vorbesc despre oameni corecți. Sau cel puțin unul dintre voi nu s-a aruncat în brațele acestei tentații, zero, dar nu s-a aruncat în brațele acestei tentații pentru că a încercat să fie corect. Dacă nu sunteți voi, o fi altcineva. Însă, tot ca un trăsnet, așa cum a venit separarea, moartea, lumea, da? Tot ca un trăsnet va veni, ca un trăsnet vine și cavalerul de spade să exprime, de fapt, bucuria că că voi, că ei, trebuie, unul dintre voi va trebui să exprime. Și o va face. Într-un mod neașteptat. Că, de fapt, vrea împăcare, 3 de cupe, 6 de cupe, judecata, 2 de cupe, da? Se dorește împăcarea cu sufletul pereche. Hai să clarificăm cărțile. Doi de spade. Odată. Ia uite soarele. Aici este. Cum să blocați, dragii mei, fericirea? N-aveți cum. N-aveți cum. Posibil, ei v-au blocat, dar apare și trezirea. În acest blocaj, cum am zis mai devreme, vedeți steaua, vedeți lumina în această tăcere.
Înțelegeți lucrurile, că am văzut regele de spade și spânzuratul chiar de la început. Vreți să înțelegeți de ce asta pe loc, de ce aia, de ce aia, să înțelegeți poate și pe Dumnezeu, că ce, aveți credință, cei care poate n-ați fost deschiși sau cei care, poate ascultați la cineva, da? E o carte prea frumoasă ca să o poți exprima altfel. Cineva în sufletul vostru vă scoate din acest blocaj, vă inspiră, vă cheamă la viață, la dragoste, la bucurie, la copilărie. Da, e o tentație, într-adevăr. Dar tentația asta vă vindecă de multe decepții, eventual acasă. Eventual acasă, 4, 4, iară văd 4, da? 4. Și faceți diferența între o relație frumoasă și o relație cu probleme, care sunt prea multe constrângeri, da? Pare tentația, pasiunea. Și sunteți puși să alegeți, puși să alegeți, da? Între relația 7, pe termen lung, în care investiți, obosiți, la 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 la, și ceva nou. Dar aici este, eu cred că este inspirație divină. Inspirație divină. Ghidaj divin, această tentație. Clarificăm 3 de monede odată. E draga mea Mura care mănâncă, bea, pentru că dimineața n-a avut stare. Oh, regina de monede. Aici e provocarea. Soția, soțul, persoana tradițională, mama. Între soare și regina de monede, ce alegeți? Între relația karmică și relația sau flacăra, sufletul, geamă, ce alegeți? Acum este și altă interpretare. Da, aveți revelație, aveți bucuria după perioada tăcerii, dar cum puneți în practică, cum faceți ca personajul acesta strălucitor să vă fie partener de viață, că am văzut regele și regina de bâte și între ei cavalerul de monede. Cum construiți? Aici este cum construiți relația. Aici apare a treia persoană. Cum construiți? La capătul setului de cărți, pentru că sunt blocaje, iau de o separare. Clarificăm regina de cupe în trecutul îndepărtat odată. Cavalerul de monede. Lucrurile s-au dezvoltat foarte greu în această poveste de dragoste. Foarte greu, foarte încet. Posibil că uite, justiția. Unul a trecut prin niște chestiuni legale, tribunale, în viața unora, a altuia. Și posibil, da. Separările care au provocat această întârziere a fost necesară pentru un copil. Dacă unul dintre voi este căsătorit și are copii, aici apar niște probleme. Dar nu pentru toată lumea, evident. În această poveste, să interpretez și altfel, în această poveste de dragoste, lucrurile se materializează foarte greu. Pentru că sunt multe lucruri de rezolvat din punct de vedere legal și spiritual. Și acasă se întâmplă niște chestiuni care pot să fie variabile de la om la om. 6 de spade. O dată. De 2. Ia uite asul de cupe. Și vine asul de cupe la distanță, într-un mod neașteptat și misterios. Atâta fericire. Un personaj care vă inspiră, dar care vă creează conflicte acasă. Conflicte emoționale, ia uite. Vă provoacă să vă înțelegeți fricile, emoțiile.
Eu zic că poate să fie și invers, da? General, femeile sunt mai emoționale, deși nu obligatoriu. Dar, iar apare Marea Preoteasă, Asul de Cupe, Peștrac, Scorpion, Peștrac, Scorpion, dar nu obligatoriu. Persoana independentă. Ideea este că Asul de Cupe e la o distanță. Dar e în fața voastră, am zis, călătoriți de la Ape Tulbure înspre Soare. Aici este, trebuie să alegeți direcția. Unde e busola? Căroata norocului era invers. Trebuie să vă căutați busola interioară. Asul de Cupe a venit. Dragostea a venit, e în preajma voastră. În preajma voastră, în cazul în care nu v-ați întâlnit, e plutește în aer. Dar eu cred că mulți v-ați întâlnit cu dragostea. Pentru unii simt că distanța v-a făcut să iubiți și mai mult. Așa simt. Bine. Multe emoții la gemeni, măi, multe ape, multe cupe. În prezent și viitor apropiat. O dată, doi de cupe. Clarificăm. De două. Of, sunt multe. De două ori. De trei ori. Astfel de monede, vreți un nou început, nu doar emoții, vreți să manifestați, am zis, să manifestați această dragoste și în realitate. Pentru că sunteți oameni practici, da? Și asta înseamnă, da, 10 de pământ, tradițiile, căsnicia sau jobul acela nesuferit, care aveți tot timpul conflicte și care vă fac tot timpul să fiți între două situații neplăcute. Dar pentru unii dintre voi e căsătorie. Pentru că suntem în era vărsătorului. Clar. Trebuie să încheiați conflictele pe care le aveți acasă. Să alegeți o nouă lume, o nouă direcție, da? O nouă lume și aici aveți două globuri, da? Lumea veche, lumea nouă, apropo de spiritualitate. Cum intrați în lumea nouă, dacă nu cu ajutorul sufletului pereche, prin această uniune a sufletelor? Sunteți fără limită. Aici, pe pământ, sunteți cu... aveți limite, da? 10 de pământ are limite. Aici nu. Clarificăm. 6 de cupe. Sfatul. Pentru gemenuți. O dată. Uf! 2 de băte. De 2 ori. De 3 ori. Ei, ce frumos. Ei, ce frumos. Dar ce clar. Și aici trebuie să comunicați. Iar au venit același cărți. Oarecum. Să vă întoarceți. Să vă detașați de construcția aceasta. Rigidă. Dorința de a avea echilibru financiar, da? Și să vă bucurați de sufletul vostru pereche și să exprimați bucurie și să exprimați dorință. Bine, pentru cine vrea. Dar ce poate fi mai clar? Doi de bâte înseamnă tot alegeri, dar mai practice. Cum să faceți planul? Da? Dacă sunteți în separare, clar. Dacă sunteți în separare și vă simțiți abandonat sau știți că ați abandonat pe cineva, faceți planuri cum să mergeți înspre ei. Pentru că aceasta a fost prima carte. Împăcarea. Și doi de cupe, da? Adică manifestarea. În realitate se face prin împăcare. Se par foarte clare cărțile. Și iar este o bătă care este detașată și atunci asta înseamnă mișcare, mișcare, cavalerul de băte, cavalerul de spade. Clarificăm îndrăgostiții pentru gemeni, o dată în fața exterioară, de două ori, de trei ori. Nu așa că seamănă cu Union of Hearts, îndrăgostiții? 9 de cupe. Peștrac, Scorpion, deși nu obligatoriu. Cineva e foarte îndrăgostit. Temperanța încearcă să se tempereze. Să nu arate. Cu asul de bâte.
Poate că se simte manipulat, poate este dezamăgit, posibil, dezamăgit, 3 de spade, 5 de cupe, poate că ei plâng din cauza distanței și se simt păcăliți, dar voi, de fapt, n-ați vrut să-i păcăliți, de fapt, ați încercat, că am văzut 7 de spade invers, ați încercat să fiți corecți până vă rezolvați niște probleme și ei poate, pentru că nu le-ați spus toate problemele, se întâmplă, e normal, dar încearcă să se vindece de voi. Dar pasiunea există. Magicianul este varianta gemenilor, dar pentru că nu vă înțeleg, posibil nu vă înțeleg, dar totuși puteți să vă echilibrați. Puteți să vă echilibrați, măi. Ce să mai? 9 de cupe și îndrăgostiți. Cine poate fi mai îndrăgostit decât aceștia? Da, țin sufletul blocat și ei, că nu... Ne? Știți cum e? Nu, deci trebuie să se știe că sunt așa de îndrăgostit, îndrăgostită, nu? Poate că și voi faceți la fel. Uneori, toți facem așa uneori. Toți! Nu e unul care să facă altfel. Măcar din când în când. 9 de cupe. Aici, posibil și ei încearcă să facă alegerile din dragoste și stimă față de ei. Dar dacă voi nu exprimați niște lucruri, n-au cum să vă înțeleagă. Au impresia că îi manipulați. Așa cum spun, ați văzut, sunt comentarii. Ba de pești, ba de taur, ba de gemeni, ba de balanță, ba de ăla, ba de ăla, întotdeauna și de leu, de în toate zodiile. Există și exemplare negative. Nu, că-s nici... N-ai de unde să știi exact viața omului. Și dacă ți-ar spune, poate n-ai înțelege de ce a făcut niște alegeri, nu? Așa cum și tu dacă spui cuiva... Nu să te înțeleagă de ce ai ales una și n-ai ales alta. Clarificăm cavalerul de bâte, poziția fricilor. Oh. Sunt multe. O dată. De două ori. De trei ori. Da. Știți că această pasiune... Nu e doar dragoste, și pasiune. Vă creează probleme și vă este teamă de aceste probleme, de conflicte. Parcă ați avea planete în balanță. Parcă gemenii totuși nu sunt chiar așa speriați de conflicte. 5 de spade. Știți că va trebui să lăsați o persoană, iar 3. O persoană în urmă, în spate, pentru acest suflet pereche. Posibil. Acum, variază mesajul. Unul dintre voi, cineva din viața voastră, a treia persoană, a doua persoană, voi știți care, este mai aventuros și creează conflicte, se joacă mental. Sau voi este teamă din cauza firii sale pătimașe, aveți impresia. Poate să fie și doar o impresie. Am zis că e o chestiune și de neînțelegere. Așa cum personajul de aici nu vă înțelege, poate nici voi nu înțelegeți atitudinea aventuroasă a cuiva. Dar pe scurt, aventura cuiva creează conflicte, discuții. Ori tentația voastră, ori tentația altuia creează discuții. Și invidii? De-aia vă este teamă. Ne uită regele de cupe. Dragostea este. Dragostea este. Profundă. Dar aici trebuie să înțeleagă. Cine trebuie să înțeleagă? Trebuie să crească spiritual. Unul dintre voi trebuie să crească spiritual. Voi știți care? Dar. Iar aveți de ales între soție, mamă și un personaj independent, singur. Regina de spade. Vrea să fie corectă când alege. Da? Ca să iasă din stagnare. Și să manifeste lucrul la care s-a rugat.
dragostea adevărată. Acum voi știți ce alegeți. Aici sunt niște conflicte, niște discuții, niște invidii pentru o atitudine aventuroasă sau pentru dorința cuiva de a explora lumea dintr-o altă perspectivă. Este și dreptul vostru. Dacă voi vreți să explorați, să mergeți către așa zisa tentație, care de fapt este un personaj care vă inspiră, este dreptul vostru și posibil cineva nu vă înțelege. Eu nu o iau ca pe o aventură. O iau ca pe o pasiune care vă atrage spre tărâmuri neexplorate. Vedeți cum vă găsiți în aceste mesaje, pentru că sunt complexe. Eu le văd complexe. Clarificăm judecata. Date 6. Odată. Nici n-am mai bucat, da? Judecata. 6 de bâte și faetonul. Da, vreți să vă împăcați, vreți să mergeți. Așteptați să vă doriți să vină cineva. Dacă nu sunteți voi. În general, Gemini reprezintă mișcarea. Dar, dacă nu sunteți voi, vă doriți să vă împăcați cu cineva și să vină. Să mergeți împreună. Faetonul înseamnă mașină. Poți fi un personaj care atrage atenția, soarele, da? Sau să veniți, interesant, să veniți amândoi. Într-un punct comun. E frumos, da? Pentru că sunt două cărți care reprezintă mișcarea. Amândoi să veniți într-un punct, să vă întâlniți pe teren neutru, cum se zice. Să vă întâlniți pe teren neutru și să puteți să manifestați această împăcare. Nu mă întâlnesc nici la tine, nici la mine. La jumatea drumului. Ia uite, justiția. Fost niște probleme din cauza unui copil. Poate chiar despărțiri, acte, tribunale, chestii. Da? Aici este. A fost un blocaj. Dar, peste care, trebuie să treceți. Ia uite, să ieșiți din stagnare, da? Ia să-l pun acum normal. Clarificăm, e regina de bâte în viitor. O dată. De două ori. De trei ori. Luna. Posibil pasiunea aceasta va rămâne totuși un mister, un secret. Un secret. Da, interesant. Începeți totuși o nouă lume în viitor. Da? O nouă lume. Puneți capăt unor dezechilibre și vă împăcați cu cineva. E ca și când știți că cineva suferă după voi și voi faceți gestul de împăcare. E al treilea cavaler pe care îl văd, da? Cavalerul de bâte, cavalerul de spade, l-am văzut. Și al patrulea, cavalerul de monede. Acum vreți să faceți gestul. Da? Pentru că 5 și cu 1 aduce 6 și la sfat am văzut un 6. Da? Și ar înseamnă mișcare. Că-l faceți voi, că-l fac ei, variază. Dar posibil, pentru mine cavalerii sunt figuri masculine, posibil cei care sunt cu sau bărbații cu marcaj în Gemeni vor face totuși gestul de împăcare. Da? Vreți să creați o nouă lume în echilibru 5 și cu 1, 6. Pentru că știți, ascultați și videoclipul pe care l-am făcut la începutul anului despre anul 2021 cu marcaj pe numărul 5, da? Nu vreți să încheiați anul în suferință și în regrete. Vreți să încheiați anul în armonie 5 și cu 1, 6 și să vă pregătiți pentru vibrația 6 a anului viitor, care este, uitați aici, 6, da? La îndrăgostiți. Așa simt. Eu simt că o să fie o împăcare. Că vindecați rănile cuiva. Sau cineva vă vindecă pe voi de niște răni. Dați-le acces. Deschideți-vă sufletul. Poate că voi sunteți în doliu. Pentru că văd că totuși cineva decepționat. Da? Poate voi sunteți în doliu, în suferință. Da? Și are cineva această capacitate de a vă vindeca. Dați-le acces. Iar e lumea. Întâlniți-vă. E distanță. Întâlniți-vă cu ei. În secret, în ce o fi, nu e treaba mea. Clarificăm 4 de cupe. O dată. De două ori.
de trei ori. Ia uite, comunicați cu cei care sunt supărați, decepționați. Comunicați. Da? Faceți pasul acela. Bună, ce mai faci? Știu că ești supărat, supărată. Hai să ieși la o... Înghețată nu mai merge. Hot dog. Hot. Am zis hot pentru că e frig afară și că să mâncați ceva cald. Dar nu au fost conotații sexy. S-a nimerit așa. Da, asta e. Aveți acum, înțelegeți lucrurile, diferența între iaute. Ce înseamnă să fii închis și să creezi probleme. Îți creezi și singur probleme și ce înseamnă să fii deschis. Da? Să fie două persoane, ca aici, doi de cupe. Îndrăgostiții. Șase de cupe. Dați în urmă. Da? Care se simt bine împreună. E un moment de sărbătoare. Vreți ca sărbătorile să le faceți într-o altă energie. Așa zic eu. Și eu aș dori același lucru, evident. Clarifică mereu mintul. O dată. De două ori. De trei ori mă zăpăciți, măi, gemenilor. Asta este. Înțelegeți că trebuie să încheiați un ciclu. Da? Înțelegeți. Întunericul prin care l-ați trecut. Din ce motive? Că și noi ne păcălim și alții. Cu voie sau... Ia uite, iar căsătoria, iar tradițiile. Iar... Viziunea tradițională despre ce înseamnă stabilitate, credință, Dumnezeu, da? E diferență. La capătul setului de cărți, Marea Preoteasă. Iar cărțile pe care le-am văzut mai devreme. Posibil, personajul, da? Nu era de aici? Parcă de aici, de la influență exterioară. Personajul acesta... E variabil mesajul. Deci eremitul a fost clarificat de 10 de spade și Marele Preot. La capătul setului de cărți, Marea Preoteasă. Posibil acest personaj a intuit că aveți niște probleme. Sau va intui până la urmă, va înțelege că de fapt nu ați comunicat, magicianul invers îmi spune că nu ați comunicat pentru că am văzut eremitul 2 de spade din cauza că a trebuit să vă vindecați de niște probleme. Pentru că totuși apare, ia uite, 7 de spade invers. Dragoste este, se dorește adevăr, dar există și pasiune. Dar nu s-a comunicat. Și acum am văzut asul de spade, se va comunica, se va explica, valetul de spade, se va explica situația de acasă. Și casă, repet, poate să însemne și familia din care vă trageți, da? Cultura, educația, că ați fost educați într-un anume fel, da? Ce mai era? 8 de spade, nu de spade, Doamne ferește, de bâte, o dată, de două ori, ai gemenuților, de trei ori. Vai, ce frumos! Mergeți înspre dragoste adevărată, necondiționată, Union of Hearts. O nouă lume. După ce ați muncit pe brânci, în direcții care nu iau. Pentru copii, posibil că ați muncit pentru copii, unii dintre voi. Dar mergeți, vă întâlniți. Poate să fie și distanță. Union of Hearts. E drăguț că până la sfârșitul anului vă întâlniți cu sufletul vostru pereche. Sau, aproximativ. E fain. Mă bucur pentru voi. Vă fac și o inimioară, vă trimit o inimioară, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituale și sărbători fericite. Să ne auzim cu bine la următoarele etalări. Numai bine, vă pup. Ceau, ceau.